Peste tristă în rândul polițiștilor suceveni, Ioan Halai, cu șeful biroului investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Suceava, a încetat din viață fulgerător la vârsta de 50 de ani. Ioan Halaicu a fost găsit mort în cada din apartamentul său de soția sa. Deși a fost resuscitat de medicii suceveni, comisarul șef nu a mai putut fi salvat. Din primele cercetări se pare că Ioan Halaicu a decedat în urma unui infarct miocardic. Ioan Halaicu a lucrat peste 23 de ani în poliție, iar superiorii săi l-au considerat mereu un polițist model, deși în presa locală a fost la un moment dat prezentat ca un personaj controversat. În 2005, Ioan Halaicu a primit titlul de polițistul anului, distincție prin care i s-a recunoscut munca de o viață. Comisarul suferea de ani buni de afecțiuni cardiace, fiind și operat la inimă. Era cunoscut printre colegi pentru profesionalismul său, dar și printre infractori pentru modul prompt în care soluționa cazurile pe care le avea în cercetare. Șeful judiciariștilor suceveni era o adevărată bază de date pentru colegi, putând recunoaște după modurile de operare ale unui furt ori ale unei tâlhării cine este autorul. Ioan Halaicu a lăsat în urmă 3 copii, un băiat și o fată dintr-o primă căsătorie și un băiețel în vârstă de 2 ani din a doua căsătorie. Dumnezeu să-l odihnească în pace!